Dragii mei, bine v-am găsit astăzi la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește papricaș de pui cu mazăre și cu găluște de făină. Haideți să vă prezint ingredientele. Am nevoie de carne de pui. Aici am un kilogram de carne de pui. Uitați, e așa mărunt. Vedeți? Am spate, am gât, am mai multe. Deci e carne de pui mărunțit. Vedeți? Uitați așa. Un kilogram. Tăiat. Spălat. Aici am 4 cepe mici. Aici am pregătit jumătate de ardei din aia gras și 2 morcovi spălat, tăiat. O să mai tocăm un pic. Aici am 400 de grame de mazăre, jumătate de legătură de frunză de pătrunjel, bineînțeles boiaua nu trebuie să lipsească, piper și sare. Găluștile o să vă prezint când fac ce avem nevoie. Acum numai punem papricașul la fier. Dragii mei, începem să tocăm ceapa, bineînțeles, nelipsitul ingredient. Deci le tăiem cu burnici, nu foarte, foarte mici, așa, uitați. Atât. Le tocăm imediat. După aia o să mai avem puțin de tocat morcovi și ardeii și asta e tot. Nu o să vă țin mult, să vedeți ce repede se face și ce delicioasă e. Deci, cum v-am spus, deci tocana asta, papricașul ăsta, cum să zice, se face mai mult în partea noastră. Bine, face toată lumea, nu zic că nu, dar în partea noastră se face mai mult. Deci asta e preferatul meu cu mazăre. Da, bineînțeles, eu am mazăre congelată, că știți că încă nu a apărut mazărea în piață. Și eu am mazăre din congelator. Dar dacă o face și cu mazăre proaspătă, atunci cules, deci un deliciu, vă spun sincer. Deci, pentru mine e cel mai bun. Și să știți că eu când eram copil acasă, vă spun așa, mare, nu vă țin la povești, numai vă spun în mare, deci maică-mea și bunică-mea și maică-mea, că v-am spus că eu am stat la țară, acolo am crescut și noi aveam grădină mare, mare și nu exista ani să nu pună bunică-mea în grădină mazăre. Și acum maică-mea, că e bolnavă, bătrână și are în grădină mazăre. Deci gândiți-vă, nu ca înainte, dar ei puneam grădina și noi culegeam din grădină direct proaspăt. Atunci când vroiam să facem mâncare, atunci meream, culegeam și desfăceam pe loc și făceam mâncare. Deci nu lăsam să stea nimic. Și noi copii, cum desfăceam mazărea, mâncam bobițele aia, mai mult mâncam decât puneam în boluț. Că na, așa eram noi copii, că ne plăcea. Și știți ce mai vă spun că am mâncat eu când eram copil? Și foarte bun. Deci, nu că n-aveam mâncare, că mâncare era încă cât. Deci apa am gătat. Acum o să tocăm morcovii. Am morcov din asta, vedeți? Ăsta sunt morcov noi. Și subțirei, foarte subțirei. Și eu le-am curățat și le-am tăiat așa în două, că era doi morcovi au fost și eu le-am tăiat. Că le tăiem felii așa subțire. Și vreau să continui ideea, să vă povestesc ce mâncam eu când eram copil în legătură cu mazărea. Deci cum culegeam din grădină, meream, nu le spălam, nu nimic, aia nu trebuie, că știți că e în păstaie. O desfăceam păstaia și mâncam. Și atunci când era foame, că noi mâncam, nu numai când era mâncarea, gata. Când era foame, meream, făceam pită cu un soare și luam orice apă din grădină verde, ori mazăre desfăceam, ori luam castraveți din aia micuți din grădină, deci noi aveam de toate. Și mâncam pită cu un soare cu mazăre sau pită cu un soare cu ceapă verde sau cu castraveți din grădină. Deci și cu vișine mâncam pită cu un soare cu vișine. Credeți-mă, nu vă mint. Deci nu că n-aveam ce mânca. Mi-a plăcea pur și simplu și era wow, ceva wow. Deci, era altă viață atunci, altă obiceiuri, traiuri, nu era ca acum,
tot îi stropit, tot îi ți frică să mănci. Atunci mereu luam, mâncam, nici nu le spălam, nici nu le ăsta, le ștergeam în noi și îi mâncam. Așa mâncam atunci. Acum ți frică și spălat, cum ați văzut că am spălat cu detergent și cu bicarbonat o spăl, credeți-mă. Și tot ne frică că nu știi cu ce-i stropit și ți frică să mănci. Na. Dar atunci așa mâncam, să știți. Acum nu mai, rar mai vezi așa ceva. Și acum tăiem și ardeii. Vreau să vă spun, în asta trebuie și ardei, că de aia e copricaș, că mai mult boia și ardei ăsta dă gustul și culoarea, ca să știți. Și mie îmi place foarte mult. Acum e adevărat că nu prea, adică este, dar nu din grădină. Ăsta e de seră, ăsta e cumpărat din magazin. Și știți că e prețul piperat, dar mai iau așa câte două și pun în mâncare. Că mie îmi place că îi dă și gust fain și culoare faină îi dă. Ca să știți, eu folosesc, ați văzut, foarte multe legume folosesc în mâncare, foarte. Na, ce să vă spun. Uitați, asta mai avem și am și gătat. A fost fain ardei ăștia. Au mai mâncat și copiii. Și asta, tot ce avem, o toc. Atâta mai m-a rămas. E destul, încă e foarte mult. Gata. Suntem gata cu tocatul și acum, dacă le-am tocat tot, am spălat carnea, o să merem să o punem, să vi-l arăt cum o fac. Bineînțeles, o să pun un strop de ulei, că e carnea foarte grasă, după cum ați văzut. E foarte... Și pun puțin ulei, foarte, foarte puțin ulei. Și o călesc ceapa cu carnea, cu legumele, o să vedeți. Lăsăm la fiert și în timp ce fierbe, o să vă arăt cum fac găluștile, că găluștile punem ultima dată, pe când e deja fiartă carnea, legumele, tot. Atunci le facem și vă arăt ce să punem ea și cum să facem. O cratiță cu un strop de ulei, nu mult, că carnea e foarte grasă. Și acum, în uleiul fierbinte, punem carnea. Stropește fiindcă, da, uleiul fierbinte și carnea e cu apă, normal, s-a înspălat. Am băgat toată carnea. Și acum lăsăm un pic să facă un pic carnea, nu mult, un pic. Vedeți? Și carnea. Acum punem ceapa, vedeți? Multă ceapă, că asta trebuie să lasă sap. Lăsăm un pic și cu o ceapă să se facă un picuț. Le punem și ardeii tocați. Și acum, stai așa, haide să vă arăt, punem boiaua. Cum v-am spus, deci boiaua e foarte importantă. Deci noi folosim foarte mult boia. Un pic de boia, deci am pus o lingură de boia, un pic de sare, așa, și un pic de piper. O condimentăm acum. Așa, jumătate de linguriță, să nu fie foarte piperă. Deci am pus boia, sare, piper. Amestecăm bine, să fie amestecat. Uitați, așa arată. Acum punem mazărea. Tot. Amestecăm un pic și punem tare un pic, o lăsat ea un pic de apă, dar nu-i suficient. Mai trebuie să punem, să dea un pic peste, că trebuie să lăsăm să fiarbă până să fierbe bine, bine, bine carnea. Uitați, acum mă duc să aduc apă.
Deci atâta apă punem să dee peste. Atât. Să acoperă un pic carnea. Că aici în ea o să vină găluștile. Înțelegeți? Și acum am băgat tot. Am potrivit de gust. Lăsăm până să fierbe. Când s-o fiert, între timp vă arăt cum să face gălușile și rupem în ea. Bine, acum vă arăt cum să fac găluștile de făină. Îi puteți să faceți dintr-un ou sau din două. Alegeți. Dacă n-aveți, puneți una. Dacă aveți, puneți două, că cu cât pui mai mult, atâta mai bine. Uitați aici. Aici am pus un deget de apă. Deci asta nici 50 de mililitri de apă nu e aici. Am două întregi, un pic de sare și făină, o să vă spun la urmă cât îmi trebuie. Să fie un aluat potrivit ca să putem să o rupem. Și acum să vedeți cum facem. Deci am pus apa aici, uitați, punem așa o mânuță de sare, așa, atât. Acum luăm ou și o punem în ea, în apă. Trebuie un pic de apă, că nu poate numai ou gol, că nu-i teței găluște, țineți minte. Deci nu, teței nu punem apă deloc, numai ou, dar în găluște să punem un pic de apă. De sare, apă și ou. Acum o batem bine, vedeți. Amestecăm, să fie amestecat ou cu sarea și cu apa. Așa. Bine. Și acum, haide să vă spun cu lingura, da, ca să vă fie mai ușor. Una, două, trei, patru. Să vedem dacă mai trebuie sau nu mai trebuie. Și trebuie bătut să nu se facă gogoloașă. Bineînțeles, asta trebuie să fie un aluat mai consistent, nu să curgă, dar nici să fie sârtos. O să vă arăt. Dacă aveți ou de casă, e și mai bine. A mea e ou de la magazin, bineînțeles. Da. O să bat bine, 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 că trebuie lucrat bine, să știți, cu cât amestecați mai bine, cu atâta devine mai pufos. Așa. Mai trebuie, uitați, vedeți că curge. Deci nu are voie să curgă de pe furculiță, trebuie să steie pe ea, ca să știți. Deci am pus 4 linguri, bine, dar eu fac aici mult, să știți. Dacă puneți numai un ou, jumătate de cantitate. Eu am zis să fie mai mult, că nouă ne place găluștile mai mult ca carnea. Una, două. Deci acum sper să fie de ajuns. De 6 linguri de făină. La 2 ou. Și amestecăm, amestecăm până să face o pastă groasă care stă pe furculiță. Vedeți deja? Mai trebuie un pic. Așa. Deja se amestecă greu. Deci uitați, trebuie să steie pe ea. Ați văzut? Uitați așa. Deci să pice greu. Acum e bine, nu mai punem făină, așa rămâne. Asta e consistenta, v-am arătat. Uitați, așa trebuie să fie. Să steie pe furculiță, să nu pice după ea. Vedeți? Greu pică. No. Acum lăsăm să steie până să fierbe, că nu mai este mult, imediat e fiartă papricașul. Și o rupem cu lingura în papricaș și lăsăm până să fierbe, să vedeți ce fain crește, să fierbe, să se ridică la suprafață și o să vedeți. Să vă mai spun ceva, uitați cum fierbe papricașul, încă mai trebuie să fiarbă. Deci pentru gust, ca să dea o aromă foarte, foarte bună și aparte, dacă aveți acasă și vă place, vă rog să puneți, uitați, un foi de dafin și 2-3 bobițe, așa, o mânuță de chimen, vedeți? Peste. Asta dă un gust aparte.
și lăsați aici să fiarbă, puteți să puneți și când e gata, înainte să fie gata și când să dinstuie. Important să o puneți să dea gustul ăla bun de chimen și de foi de dafin, dacă vă place. Mie îmi place foarte mult și folosesc. Acum punem capacul și mai lăsăm că nu-i fiartă bine. Uitați, carnea s-o fiert, vedeți? Am uitat și mazărea, e fiartă. Și acum o să rupem găluștile. Aici le-am găluștile, bag lingura în zeamă, iau așa și pun în papricaș, așa. Le facem nici foarte, foarte mari, că o să mai crească, nici mici, potrivite, că în ea o să mai crească. Și până rupem tot, așa cu lingura, vedeți? Iau, pun. Și câte una, că nu pot să le dau drumul dintr-o dată, așa trebuie. Deci asta ți ia mai mult timp decât să pui tot. Dar e foarte bun, merită, credeți-mă că e foarte bun. Mie îmi plac găluștile foarte mult, și de făină, și de gris, noi chiar facem. Și așa, le rupem în ea și o să lăsăm să fiarbă cât e nevoie, preserăm cu verdeață și servim în farfurie. Așa. Vedeți că deja începe să crească, să se ridice. Deci cum fierbe, așa se ridică la suprafață. Dragii mei, uitați, găluștile s-au ridicat la suprafață, o vedeți? S-au crescut. Acum, uitați, oprim focul și punem, bineînțeles, verdeață peste. Așa. Și mai lăsăm un pic capacul. Și servim în farfurie, vinim cu servire. Ați văzut, uitați-vă aici, chiar vă rog să vă uitați, uitați ce bine arată. Acum o să pun în farfurie, uitați ce fain s-au făcut găluștile. Punem și carne, uitați așa. Și cam așa arată. Ați văzut? Uitați că e plin, e plin cu găluște. E foarte, foarte, foarte multe găluște ne-a, dar cum v-am spus, uitați-vă aici, nouă așa ne place, noi așa mâncăm. Dumneavoastră, dacă vreți, mâncați cu ce doriți și cum doriți. Noi așa ne place, mai multă găluște, mai puțină zeamă și așa arată papricașul de mazăre cu găluște. Poftă bună, vă mulțumim că ne-ați urmărit, gustul este foarte bun, am gustat, e minunat, încercați, nu o să vă pare rău, că la gust e foarte delicios, face și voi, vă iubesc, vă îmbrățișez, vă rog foarte mult din inimă să vă abonați în continuare, să mă urmăriți. Vă iubesc și vă pup. La revedere! Poftă bună la toată lumea!